Cariera cu FCSB în Premier League începe și o să fie forță rău. Salutare și bine v-am găsit la începutul unei noi serii de pe canal. Astăzi începem o nouă carieră cu FCSB. Am mai făcut în trecut carieră cu FCSB, însă nu am făcut niciodată o carieră în Premier League, frate. Nu știu, mie carierele în Premier League mi se par cele mai interesante pentru că este cel mai bun campionat. Dacă vreți să mai apară un nou episod cât mai repede din această serie, like acolo, la 3000 de like-uri apare următorul episod. Sau hai 2500 să treacă de la mine. Hai să ne uităm așa puțin pe el, o să vedem cum arată lotul. În mare parte sunt jucătorii care sunt și acum. Am încercat să adaug și noile transferuri, însă doar pe Dawal am găsit în FIFA. Buhenala sau cum naiba îl cheamă, că nu știu cum îl cheamă. Nu l-am găsit și nici pe fundașul celălalt, pe Tam nu l-am găsit în FIFA. Și am scăpat și de jucătorii care au plecat de la FCSB. Am scăpat de Florin Tănase, am scăpat de majoritatea, frate. Așa că hai să ne uităm puțin așa să vedem cum arată primul 11. Pe partea de portar stăm bine, frate. L-avem pe Târnovanu, l-avem și pe Vlad. Nu știu care are potențial mai mare, însă o să jucăm titular cu Târnovanu, pentru că așa joacă și FCSB-ul în realitate. O să încercăm să jucăm ca în realitate cu echipa asta. O să-i dau desigur și un development plan. Nu știu dacă funcționează development planul la portari, însă o să-i dăm goalkeeper, frate, că e goalkeeper. Pe partea de fundaș stânga stăm de asemenea foarte bine. Panțăru, eu n-am mai auzit nimic de Panțăru, am căutat să văd mai devreme și ci că e accidentată 400 de zile sau ceva de genul. Accidentare la genunchi, nu știu dacă mai poate să joace. Nu știu cât o să-l mai țină FCSB-ul, habar n-am. Șerban de asemenea jucător cu potențial. O să jucăm cel mai probabil cu Radunovic sau cu Șerban. Din câte am înțeles, Șerban a fost dat afară de la FCSB. Eu am uitat totuși să-l dau afară, însă o să-i dau un development plan. Dar cel mai probabil o să joc cu Radunovic pentru că are experiență, frate. Dau, frate, noul transferat de la FCSB a dat gol aseară. Să fiu sincer, meciul cu Rapid nu mi-a plăcut deloc. Aseară a jucat destul de bine, sperăm că o ține tot așa. Așa că Daua la 25 de ani poate să mai crească. O să-i dăm sweeper. Cristea din păcate este accidentat. Vali Crețu, cam bătrân, o să am nevoie de un fundaș dreapta. Mai l-avem și pe Florin Achim, ăsta nu știu dacă joacă la FCSB în momentul de față, habar n-am. Haruț e împrumutat. La mijloc, decent, îl avem aici pe Șu, 22 de ani, care cred că are ceva potențial. O să-i dăm deep lying playmaker, frate, o să trebuiască să dea acolo la picioare, frate. O să fie un fel de Casemiro, o să rupă picioare. Ejuma, 24 de ani, credeam că e puțin mai bătrân, cel puțin așa arată, însă văd că are doar 24 de ani. Nu știu, o să-i dăm Anchorman. Ovidiu Popescu, nu știu dacă are rost să-i dau development plan pentru că nu, cred că o să crească foarte mult. Bă, da, văd că o să crească în 5 săptămâni. Hai mă că-i dăm deep lying playmaker, frate. Așa, Olaro. A, Olaro, am pretenții foarte mari, 72 OVR. Eu zic că o să crească foarte bine sezonul ăsta. Eu zic că o să se apropie de 80 OVR. Sper că o să se întâmple chestia asta. O să-i dăm desigur playmaker pentru că viteza are. Wide, nu știu ce pretenții se am de la Wide. Avem pe Tavi. Tavi vreau să crească și el măcar la 78. Cam așa aș vrea să crească sezonul ăsta. O să vreau să-l cresc pe finishing pentru că nu stă foarte bine pe finishing. Florinel Coman, sperăm că își revine la forma de altă dată. Are doar 23 de ani, credeam că are vreo 25, Florinel, să fiu sincer. Încă are potențialul la blană. Musi, nu știu dacă o să joc cu el. Iar restul jucătorilor nu sunt cine știe ce. Aba, da, bă, stai că l-avem pe Cordea și pe Iani Stoica. Am uitat de băieții ăștia doi. Cordea are viteză, îl creștem pe finishing. Iar Iani Stoica nu știu ce stațiuri are. Mamă, ce viteză are Iani Stoica, ești nebun, dar în realitate nu prea mi se pare așa foarte rapid. Deci chiar nu pare așa rapid în realitate. Și vreau să scrieți acolo în comentarii, băieți, ce sugestii de transferuri aveți. Vreau să văd cât mai multe comentarii pentru partea de transferuri, pentru că avem buget de 15 milioane de euro. Am mai adăugat eu 10 milioane în plus pentru că n-a, suntem în Premier League. Totuși o să fac și eu ceva transferuri în episodul ăsta. Vreau să văd aici, frate, dacă îl găsesc pe Toby Alderweireld, fost jucător la Tottenham. Văd că l-a luat Feyenoord. Mi-ar arăta că e liber de contract, însă mi-am cam luat seapă, nu e liber de contract. Am găsit un jucător destul de interesant, hai să vedem dacă îl găsesc și aici în FIFA. Leonidas Sturgiu, frate, sau ceva de genul, nu știu cum se citește. Ci că jucătorul ăsta are foarte mult potențial și chiar am nevoie de un CB acolo. O să-i dăm, scout pentru că nu știu care este valoarea acestuia, văd că durează 12 zile. Am mai găsit încă un jucător care are doar 16 ani, îl avem pe Noah în Bamba, frate, mamă, dar ce poză are! Are poză făcută cu Nokia 6300, cu cameră VGA, aici nebun. Mă, ce mă poza asta, că zici că e făcută în 2005? Da, hai să-l băgăm și pe el pe lista de transferuri și să-i dăm scout aici. Tot avem nevoie de un right back, l-am găsit aici pe Gonzalo Esteves de la Sporting Lisabona, care și el, ci care destul de mult potențial.
Sper că o să reușesc să iau măcar 2-3 jucători de ăștia cu potențial foarte mare. Așa că hai să vedem ce valoare au jucătorii ăștia, frate. Ok, ăsta cică e 2.500.000, ăsta cică e 1.700.000 și deocamdată la asta nu știm valoarea. Așa că hai să încercăm să luăm pe ăsta de 1.700.000, să vedem cât putem să dăm pe el. O să începem cu 2 milioane așa, la mișto. 2 milioane pentru Noah Mbamba. Oare acceptă, oare nu? Hai să vedem ce părere au cei de la Club Ruj. Acceptă! Bine, mulțumesc frumos Club Ruj. Hai că vi l-am furat, ești nebun, 64 overe. Eu zic că e destul de bine la 2 milioane pentru jucător de 16 ani. Cred că o să-l ducem lejer la 70 și ceva overe în sezonul ăsta. Eu așa zic. Așa că hai să mergem să semnăm contractul minunat. Doar 500 de euro are salariu. Eu zic că e bine venit, frate. Ia uite, contract pe 5 ani așa frumos. Mamă, bine rău de tot jucătorul ăsta. Ok, nu are pretenții foarte mari. 7800 la semnare, 750 de euro salariu și vine un nou fundaj la FCSB. O să încercăm să luăm și pe băiatul ăsta, să fie acolo de rezervă sau să fie titular, habar n-am. Ci că costă undeva între 3 milioane și 4 milioane, cam așa. Așa că hai să vedem dacă reușim să-l cumpărăm și pe acesta. Mai mult de 3 milioane jumate nu o să dau pentru el. O să începem cu 3 milioane 100 de mii de euro. Ok, acceptă din prima, nu așteptam la asta. Nu așteptam să accepte din prima. Are un salariu de 2000, o să-i dau 2000, 9000 la semnătură, să vedem dacă acceptă sau nu. Nope. Oh my god, Cica, a fost insultă. Hai să încercăm totuși să luăm right back-ul ăsta, să luăm pe Esteves, nu știu cât să dau pe el, să fiu sincer. O să începem cu 2.400.000 de euro, adică vor 3.450.000 plus o clauză de 5%. O să scoatem clauza și suma pe care au cerut-o, doar că fără clauză. 4.600.000. Hai să scădem la 4 milioane, frate, ai 4 milioane. Zic eu că 4 milioane e suma corectă. 4.150.000, hai că acceptăm. Acceptăm și luăm jucător de la Sporting Lisabona. Chiar aveam nevoie de un jucător pe poziția de right back, așa că Esteves vine la echipă. Ok, acceptă până la urmă și avem și mare right back la echipă. Hai să băgăm jucătorii ăștia noi în echipă să vedem cum arată echipa cu ei. Ok, Mbamba vine aici alături de Daua. De asemenea vine și Esteves pe partea dreaptă. 69 VR pentru Esteves, văd că e foarte bun. O să le dăm și lor un development plan frumos. Bă, buget mai avem 9 milioane. O să aștept episodul următor să mai fac câteva transferuri, ca să contribuiți și voi la transferurile alea. Să-mi ziceți acolo ce vreți să cumpăr pentru episodul următor. Și o să jucăm și un meci sau două. Aici o să jucăm meciul cu cei de la Arsenal. Debutăm în Premier League. Hai să vedem cum ne descurcăm, frate. Mamă, și echipa lui Arsenal arată chiar bine. La Cazeta acolo, Odegaard, Saint-Maximin pe partea stângă. L-au transferat pe Saint-Maximin. L-au pe Saka. Cred că o să mă rupă Arsenal, cred că o să mă rupă. Jucăm pe World Class la dificultate. Primul sezon jucăm pe World Class, în al doilea sezon o să jucăm pe Legendary. Da, ia uite-l bă, Saint-Maximin. Hai să vezi că n-ai nicio șansă în fața lui Daua aici, nebun. Nicio șansă n-ai în fața lui Daua, băi, Saint-Maximine. Să vezi ce dă cu tine pe jos, Daua. Da, și începe marele meci cu cei de la Arsenal. Hai să vedem ce se întâmplă. Am pretenții mari de la echipa asta, așa că vreau cel puțin un egal. Dacă nu, chiar victoria, dacă se poate. Dacă se poate și cu un 3-0 așa. Da, Daua, da, tu ești Daua, bine Daua acolo. Forță în defensivă. Iani Stoica cam singur aici, însă urcă foarte bine, Daua se duce acolo bine. Pasa lui Daua este către Tavi Popescu. Tavi Popescu nu trebuie să rateze de aici și Tavi Popescu dă primul gol în Premier League. Tavi Popescu debutează în Premier League cu un super gol. Da, Tavi Popescu deschide cariera cu un super gol aici, super combinație din partea jucătorilor de la FCSB. Finesse perfect din partea lui Tavi și se face 1-0. Bă, da, acum o să fie destul de greu, că nu știu cu cine să joc, ori cu Tavi, ori cu Florinel pe partea aia. Cred că o să optez pentru amândoi, o repriză unul, o repriză celălalt. Mamă, ce mi-a făcut Saint-Maximin, nu e bine. Da, Târnovan, oricum era offside. Ok, îl văd acolo pe Tavi, pasa este extraordinară, ce pasă reușim aici. Mamă, ce pasă a dat Tavi. Nu cred, așa pasă. Oh, nu, pericol mare la Cazet aici, periculos la Cazet. Însă Daua se apără impecabil, Radunovic, luptător acolo. Oh, nu, Târnovanu, am crezut că o scoate. Da, se face 1-1 aici, Odegaard reușește un șut din afara careului și ne-a cam rupt Odegaard la faza asta. 1-1 cu cei de la Arsenal, însă zic eu că putem să-i batem. Esteves, ce bine trece Esteves, se pare că transferurile noi își fac treaba. E pasă bună aici, Ani Stoica mai departe la șut, șut trebuie să șuteze, șut șutează și marchează, se face 2-1 pentru FCSB. Hai cu o celebrare, șmecheră, fă psiul Ronaldo.
Numai Siul Ronaldo n-a fost ăsta, asta e, nu știu cum se numește celebrarea asta. Da, șut, reușește să marcheze și el, se face 2-1 minutul 32. Intrăm din nou aici în avantaj. O, San Maximin aici periculos în margine, San Maximin urcă în centru, pasă acolo mai departe la Partei și Odegaard, mamă, m-a rupt Odegaard, însă mă apăr bine, hai că mă apăr bine. Odegaard reușește dubla aici, se face 2-2, Odegaard marchează minutul 45 aici pe final de repriză. O, Iani Stoica, ce bine trece! Iani Stoica încă o dată, Iani Stoica cu o super incursiune și ratează. Pamă. Hai să mergem în repriza a doua, să vedem dacă mai reușim să mai dăm ceva goluri. Mamă, ce pasă reușește jucătorul de la Arsenal, San Maximin aici în margine. Hai Esteves, hai Daua, fă ceva. Nu, bine Radunovic. Dar oare stinge destul de prost? Mamă. Mamă, dar ce goluri reușesc băieții de la Arsenal. Cred că trebuie să joc cu Vlad în poartă. Parcă nu scoate nimic Târnovanu. Partea aici reușește un super șut în vincul porții. Dar chiar n-avea ce să-i facă la șutul ăsta, cred. Avem nevoie de o schimbare. O să-l băgăm pe Florinel Coman în locul lui Tavi Popescu. E pericol mare la Cazet. Pasă înapoi, Tierney șutează în bară. Scăpăm deocamdată. Mai avem în continuare șansa la egal. Însă la Cazet. Pasă mai departe la Odegaard. No, ba da, pentru că Târnovanu scoate mingea asta. Bravo Esteves, hai cu contraatacul ăsta blană. Hai Olarule, du-te Olaru. Olaru pasă bună acolo la Iani Stoica. Se duce Olaru foarte bine, pasa însă nu e prea bună. Cordea trece excelent. Cordea șutează. Mamă, și scoate portarul acolo. Se duce Ejuma are spațiu aici. Ejuma trebuie să marcheze și Ejuma face 3-3. Da mă, da. Hai cu celebrarea aia forță. Bine mă, Ejuma reușește să egaleze pe cei de la Arsenal. Și cred că ăsta va fi scorul final. Ejuma scapă aici singur el. Iani Stoica îi pasează excelent. Șut cu stângul și reușim să egalăm pe cei de la Arsenal în minutul 82. No, Târnovanu salvează situația și mai avem șansa la un atac, însă mare greșeală acolo din partea lui Ovidiu Popescu. Da, și meciul se termină, reușim să obținem un punct aici la debutul nostru în Premier League. Zic eu că este destul de ok. Da, mergem mai departe la finalul episodului, pentru că se apropie sfârșitul perioadei de transferuri și vreau să văd acolo ce sugestii aveți. Dați un like acolo dacă vreți să mai apară cât mai repede episodul următor. Nu uitați să vă abonați, rotul 100.000 de abonați. Eu am fost Gianni, v-am pupat.